Sigur, aici se poate dezvolta că foarte mult. Am deschis doar acest orizont al necesității unei bune integrări a comunicării, pornind de la adevărul necesității unei bune comunicări cu noi înșine. Pentru că aici este substratul. În momentul în care noi începem să comunicăm profund, real, cu propria noastră ființă, atunci începem să scoatem la suprafață nevoile noastre. Și începem să ni le alinăm. Ne acordăm la nivelul de necesitate, la conjuncturile care fac favorabile exprimarea noastră naturală. Aș putea spune că această reechilibrare a centrului Vishuddha Chakra implică simultan o armonie adusă în corp, în structura energetică, în sufletul nostru și în mintea noastră. Și nu întâmplător, acest centru este numit centrul Marii Purități. Vishuddha înseamnă purificare. Această purificare care se va exprima în corpul nostru fizic, în structura noastră energetică, în structura psihomentală, duce la integrarea spontană în nivelul armoniei de fond care există în acest univers. Și de la această fază vom simți cum universul ne oferă rană subtilă, binefăcătoare, inspiratoare, care să ne facă să ne susținem mai departe din punctul de vedere al frecvenței nivelului de conștiință în aceste planuri. Pentru că începem să fim, între ghilimele, hrăniți. Vedeți, faza aceasta a dezvoltării corpului, organismului nostru fizic, trece prin faza aceasta orală a necesității. Suntem hrăniți de mamă la început. Supraviețuirea noastră este determinată de legătura dintre noi și mamă. Da? Universul exterior, sub forma mamei, asigură, prin faza noastră de oralitate, ceea ce ne este necesar. Și vedeți, ni se dă pe aici. Da? Această hrană, apoi, permite mai departe structurarea nivelului fizic al ființei. Nu este deloc întâmplător faptul că mama ne va hrăni cu laptele ei sau că mama sau altă persoană ne va da alt tip de lăptic. Nu este absolut deloc întâmplător. Mai departe noi creștem și vom vedea că foarte mare parte din impactul lumii exterioare de la care vrem să învățăm are loc prin cele 5 canale senzoriale. Dacă noi, de exemplu, nu am vrea să-l vedem pe tata cum țipă și înjură și am închide ochii, urechile este greu să ni le închidem. O putem face, le putem obtura și pe acestea, dar tot auzim. Iar sufletul nostru tot se închide când tata țipă sau strigă la mamă și nouă nu ne place. Ca și copil să auzim certurile părinților noștri. Când am asistat, poate în copilărie, la astfel de situații, undeva în ființa noastră, noi am negat această situație. Nu am acceptat-o. Am fost timorați. Am închis în noi ceva. Nu am mai vrut să recunoaștem. Uneori am încercat să găsim tot felul de vin părinților noștri care nu au trăit o viață frumoasă. Dacă am văzut că părinții noștri nu au trăit o viață frumoasă, pentru că poate tatăl o bătea pe mama, sau poate că tata era alcoolic, sau poate că tata înjura și era violent cu frații mei și chiar cu mine, în ființa noastră, încă de mic, se surpă ceva. Și atunci, ca adulți, noi trebuie să refacem ceea ce a fost surpat. De această cauză este important să aducem o realiniere în ființa noastră.
Să ajungem să ne împăcăm cu noi înșine, să învățăm să acceptăm. Și prin sufletul nostru trezit, să exprimăm mai departe nevoile sufletești. Și să învățăm să comunicăm, să împărtășim, să ne spovedim. Să-L facem părtași pe Dumnezeu, să facem părtași îngerilor nostru protector, îngerii noștri de lumină, la ceea ce mai trăim. În felul acesta să știți că vom fi alinați, vom fi ușurați și mare parte din tensiunea aceea, din acea atitudine a unui om învins, a unui om chinuit, a unui om care suferă, va dispare. Umerii ni se vor îndrepta, capul se va îndrepta, vocea se va armoniza, ochii se vor deschide, vor putea privi neșovăielnic. Brațele vor învăța să deschide și vor atinge din nou. Da? Și vom redeveni instrumentul care am fost menit să fim pentru a cânta acel sunet specific care este unic în acest univers. Este sunetul nostru de fond. Armonia noastră de fond care este unică și irepetabilă. Acesta este nivelul purității unde ne poate conduce pătrunderea prin dimensiunea lui Vishuddha Chakra în planul acestei conștiințe care recunoaște coexistența într-un plan vibrațional complex. Și nu vreau să înțelegeți numai așa mecanic inginerește, vibrație, energie, numai aici vreau eu să mă inserez armonios, ci să înțelegeți că această vibrație este din ce în ce mai pură, mai elevată și poate să ducă la percepția celei mai pure, mai înalte octave a simfoniei care se cântă în acest univers. A unității. A simfoniei totului. Aceasta se cântă mereu în tăcere. Dar nu este o tăcere percepută prin lipsa sunetului, ci este o tăcere încărcată de întreaga potențialitate creatoare, de plenitudinea Logosului Divin. Deci, nu vă invit la o comunicare care să exprime mereu numai nivelul exteriorizării, pentru a vă reintegra armonios, pentru a vă face capabil să vă exprimați nevoile și pentru a fi înțeleși. Vă invit totodată la a asculta din ce în ce mai profund propriul sunet interior. Acel spațiu plin de tăcere, plin de cunoaștere, plin de lumină, care se revelează în inima spirituală, în sine.